Accident rutier în localitatea Lespezi, joi în jurul orei 13. Potrivit celor spuse de reprezentanții poliției, un autocamion care ar fi făcut o depășire neregulamentară ar fi acroșat o căruță care mai apoi a fost proiectată într-un autoturism parcat. Șoferul vehiculului de mare tonaj nu a oprit după cele întâmplate, chiar dacă în urma incidentului un bărbat din atelaj a fost rănit. Impactul a fost surprins de o cameră stradală. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a rezultat faptul că șoferul unui autocamion a efectuat o depășire neregulamentară și ar fi acroșat o căruță care ulterior ar fi fost proiectată într-un autoturism parcat. După producerea accidentului, respectivul șofer al autocamionului și-ar fi continuat deplasarea, fiind identificat la scurt timp de polițiști. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. De precizat este faptul că în urma evenimentului rutier a rezultat rănirea căruțașului care a fost transportat la spital. De asemenea, conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. În autoturismul parcat nu se afla nimeni. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul rutier. Noul viceprimar al Pașcaniului are aceleași atribuții ca și fostul viceprimar. Precizarea a fost făcută de edilul municipiului în cadrul conferinței săptămânale de presă. Marius Pintilie a spus că după ședința de miercuri a fost discutată și această problemă. Mai exact, va fi respectată organigrama aprobată de legislativul local la începutul acestui an, iar eventualele modificări vor fi făcute abia anul viitor. Conform documentului, noul viceprimar va avea în subordine servicii de gospodărire comunală, serele și spațiile verzi, piețele agroalimentare și asociațiile de proprietari. De asemenea, Cristian Rățoi se va ocupa de prevenirea și protecția muncii, precum și de muzeu și compartimentul sport și cultură. Care sunt atribuțiile noului viceprimar? Cele din organigrama veche. Adică? În special, serele, gospodăria comunală, muzeul, asociații de proprietari. Deci am luat organigrama veche, am avut ieri o întâlnire scurtă cu domnul viceprimar după ședința de Consiliu Local, am invitat la mine în birou, domnia sa m-a întrebat eu de mâine dacă vin de ce mă ocup și am zis îți propun să mergem pe organigrama veche, pentru că și eu astăzi folosesc organigrama veche, nu mi-am inventat eu alte reguli la primăria Pașcani. Și uite, în organigrama veche, primarul are anumite compartimente, după care secretarul anumite compartimente, stânga-dreapta, administratorul public și viceprimarul. Astea sunt la viceprimar. Deocamdată, primarul nu a emis o dispoziție în acest sens. Sunt incertitudini și cu dreptul de semnătură. Edilul spune că doar atunci când el va fi plecat în concediu, noul viceprimar, rămas la conducerea administrației locale, va avea drept de semnătură. Fostul viceprimar a semnat orice document, mai puțin dispozițiile de primar, contractele și certificatele de urbanism. Va avea drept de semnătură? Pentru ce? Pentru chestiuni de natură financiară sau alte? Nu am ajuns la discuții din asta. Pe când dată este atât de multă treabă, ne-am... Treaba înseamnă asumarea responsabilității. Treaba înseamnă să semnez acte sau să facem ceva complet. Acte, da. Vom ajunge la discuțiile alea. Probabil când voi pleca, trebuie să lăs cuiva în vacanță sau în concediu, asta mă refer, trebuie să-i lăs cuiva atribuții pentru... semnat. Menționăm că în ședința extraordinară care a avut loc miercuri 18 noiembrie de la ora 15, Cristian Rățoi a fost ales în funcția de viceprimar prin vot secret cu susținerea a 10 consilieri, 8 de la PNL și 2 de la Pro-România, la propunerea primarului Marius Pintilie.
Legislativul pășcănean a stabilit componența comisiilor de specialitate. Consilierii s-au întrunit în ședință de îndată în ziua de miercuri, începând cu ora 15. Au fost păstrate aceleași comisii în număr de 4, fiecare cu câte 5 membri. Din comisia juridică fac parte 2 avocați, Cătălin Conache și Petronica Constantinescu, alături de Bogdan Agafiței, toți de la PNL, precum și juristul Mihai Dediu și fostul viceprimar Gabriela Nedelcu de la PSD. Comisia va fi prezidată de Cătălin Conache, iar secretariatul va fi asigurat de Petronica Constantinescu. Trecem la comisia juridică pentru Conache Cătălin. Pentru unanimitate, împotriva, abțineri. Doamna Constantinescu, Petronica, pentru. Împotrivă, abțineri. Domnul Agafiței Bogdan, pentru. Împotrivă, abțineri. Domnul Dedi Mihai, pentru. Împotrivă, abțineri. Doamna Nedelcu Gabriela, pentru. Împotrivă, abțineri. Din Comisia de Administrație Locală fac parte Constantin Nemțanu, Mihaela Spiridon și Petronica Constantinescu de la PNL, alături de fostul primar Dumitru Pantazi de la PSD și Sorin Olariu de la PMP. Comisia va fi prezidată de Constantin Nemțanu, iar secretariatul va fi asigurat de Mihaela Spiridon. La Comisia Economică, primul consilier propus, Nemțanu Constantin. Vă rog să votați. Abțineri împotrivă? Deci, 18 voturi. Spiridon Mihaela, pentru. Abțineri împotrivă? Toată lumea pentru, da? Constantinescu Petronica, pentru. Abțineri împotrivă. Domnul Pantazi Dumitru. Pentru. Abțineri împotrivă. La Comisia Juridică. Nu. Domnul Olariu Sorin. Avem o problemă. Pentru. Pe domnul Bădoar nu face parte din nicio comisie. Da. Normalizată. Deci pentru domnul Olariu Sorin, cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă, abțineri. Din Comisia de Urbanism fac parte noul consilier Dan Zăgan, cel care va fi și președinte, avocatul Cătălin Conache și Claudiu Bodoașcă de la PNL, alături de Ciprian Pintilie și Ionuț Prodan de la PSD. Deci la Comisia de Urbanism, domnul Zăgan Dan, pentru. Împotrivă, abțineri. Domnul Conache Eduard Cătălin, pentru. Împotrivă, abțineri. Domnul Bodoașcă Claudiu, pentru. Împotrivă, abțineri. Domnul Pintilie Ciprian, pentru. Împotrivă, abțineri. Nu sunt. Domnul Prodan Ionuț, pentru. Împotrivă. Abține. Singura comisie în care opoziția are majoritate este cea de învățământ, cultură, sport și tineret. Fac parte Iuliana Perțu, președinta comisiei, Vlad Macovei și Vasile Haldan de la PSD, alături de Alexandru Dandu de la PNL și Constantin Stamatin de la Pro-România. Trecem la comisia numărul 4, comisia de învățământ. Domnul Stamatin, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul Dandu Alexandru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Doamna Perțu Liliana, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul Macovei Vlad, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Și domnul Haldan Vasile, cine este pentru? Împotrivă, abțineri.
Interesant este că din Comisia de Învățământ au refuzat să facă parte două cadre didactice calificate pentru a reprezenta interesele învățământului pășcănean. Este vorba despre Gabriela Nedelcu de la PSD și Mihaela Spiridon de la PNL. Ambele au preferat să facă parte din alte comisii. În același timp, din Comisia de Educație fac parte trei ingineri, un sociolog și un cadru medical. Pășcănenii, dar și locuitorii din comunele apropiate municipiului nu se vor mai putea bucura în acest an de patinoar. Asta deoarece primarul Marius Pintilie a anunțat în conferința săptămânală de presă că nu va mai fi amenajat un astfel de loc de distracție în oraș în perioada sărbătorilor de iarnă. Motivul, edilul a precizat că nu a fost timp pentru demararea procedurilor de achiziție, dar a invocat și contextul pandemic actual, care necesită distanțare socială și evitare aglomerației. Dacă va mai fi redeschis patinoarul în aer liber în acest an? Nu. Nu va mai. Nu. Ce motiv? În primul rând este un motiv legat de procedură. Nu avem comisii de licitații. Ar trebui să avem comisii de licitații, să facem licitații, să așteptăm contestațiile. Undeva ajungem pe 15 ianuarie, să zicem, în cazuri care am putea să atribuim terenul. Suntem pe o pandemie care nu a luat sfârșit. Cred că cea mai bună variantă este să sărim anul ăsta cu patinoarul. În ceea ce privește orășelul copiilor amenajat în piațeta din fața primăriei de pe strada Ștefan cel Mare, acesta va rămâne la fel ca și în anii trecuți, fără alte îmbunătățiri, la fel și iluminatul festiv din întregul oraș. Instalațiile vechi au fost puse în aproape toate zonele. Primarul a precizat că nu sunt bani pentru cumpărarea altor decorațiuni mai spectaculoase, care să bucure pășcănenii sau cetățenii care tranzitează orașul. Orășelul copiilor, am văzut că ați început amenajarea lui în fața primăriei, dacă va rămâne așa, adică la fel de sărac ca și anii trecuți, sau vor fi îmbunătățiri? Nu aducem îmbunătățiri anul ăsta. Cum am spus și data trecută, folosim tot ce avem din anii din urmă. Avem un deficit financiar la primăria Pașcani. Vreau să închei anul în regulă, să avem bani de salarii, să plătim furnizorii, să plătim tot ce este de plătit. Și să putem face dezăpezirea în oraș, adică să avem tot ceea ce ne trebuie pentru bună funcționare. Menționăm că în anii trecuți amenajarea unui patinoar se făcea în urma unei licitații pentru închirierea spațiului organizată de Primăria Pașcani de cele mai multe ori în luna noiembrie. Firma câștigătoare deschidea locația la începutul lunii decembrie, iar distracția continua până în februarie. În această perioadă se organizau diferite concursuri, iar iubitorii acestui sport aveau și ore gratuite tuite pe gheață. Primăria Pașcani va avea un nou administrator public de la începutul săptămânii viitoare. Primarul municipiului, Marius Pintilie, a spus jurnaliștilor că a semnat deja o dispoziție în acest sens și că sunt în derulare procedurile administrative. Postul urmează să fie ocupat de consilierul PNL Claudiu Bodoașcă, nu prin concurs, ci în urma semnării unui contract de management, unde vor fi stabilite o serie de criterii de performanță. Pentru că nu poate deține ambele funcții, consilierul local a confirmat că își va da demisia din legislativul local. Începând de săptămâna viitoare, da? Începând de săptămâna viitoare sunt procedurile, deci din punctul meu de vedere aș dori să-l am de mâine. Și-a dat demisia din Consiliul Local? Probabil că astăzi urmează să facă lucrul ăsta sau mâine. Deci sunt procedurile. Edilul a anunțat că și noul administrator public va prelua atribuțiile din organigramă. Așadar, Claudiu Bodoașcă, de profesie inginer, ar urma să coordoneze serviciul taxe și impozite locale, serviciul buget, financiar, contabilitate, compartimentul implementare, managementul calității, compartimentul informatizare, achizițiile publice, compartimentul programele europene și fonduri structurale, precum și compartimentul de medicină școlară și mediatori sanitari. Sunt este oameni. Administrator public? Va fi de săptămâna viitoare. Ați emis dispoziția? Poftim? Ați emis dispoziția în sensul ăsta? Da. A fost emisă dispoziția. Da, și cine va fi administratorul? Claudiu Bodoașcă.
Menționăm că în ultimii 8 ani de zile, funcția de administrator public a fost ocupată de Gică Zanet, de profesie economist. În această perioadă au fost achitate datoriile uriașe lăsate de fosta administrație și au fost echilibrate bugetele locale. La predarea mandatului, la sfârșitul lunii septembrie, primăria Pașcani avea în conturi peste 10 milioane de lei și toate facturile la termen achitate pentru furnizori și investiții. Cinci comune din preajma municipiului Pașcani se luptă pentru un trai de viață mai bun localnicilor prin acces la utilități publice. Miercuri, primarii din Tătăruș, Valea Seacă, Vânători, Lespes și Sirețel, uniți printr-o asociație, s-au întâlnit la Căminul Cultural Alexandru Vasiliu din Tătăruș, unde a avut loc semnarea contractului pentru un studiu de fezabilitate cu termen de execuție de 6 luni a unui proiect care să aducă gazul metan în comunitățile pe care le reprezintă. Într-adevăr, am ajuns la un moment când putem spune că cele 5 comune vor avea gaz metan. Este o perioadă destul de mare care a trecut. Ne aflăm într-adevăr în stadiul terminat studiul topo, finalizat studiul geo și acum în studiul de fezabilitate care, într-adevăr, aici vor fi trecuți toți parametrii și toată valoarea de vizele necesare pentru a începe lucrarea. Eu sper că dacă am început bine, vom termina bine. Doresc succes celor de la care întocmesc studiul de fezabilitate și va fi un studiu de fezabilitate pe măsura așteptării. Au fost în sală și reprezentanții firmelor asociate care au câștigat licitația în valoare de peste 600.000 de lei, ce vor lucra la documentația cu care se încearcă atragerea de fonduri europene pentru acest vis măreț. În cele 5 comune vor fi realizați câte 30 de kilometri de aducțiune de gaz, iar locuințele oamenilor ar urma să fie branșate gratuit. În primul rând vreau să-i felicit pe noii noștri colegi, primarul de la Valea Seacă și primarul de la Sirețel. Sunt reprezentanții UAT-urilor în cadrul asociației pe care noi am înființat-o acum 2 ani de zile. La noi vă găsim înțelegere, suntem, de fapt ne cunoaștem de ani de zile, înainte de a fi primari, înainte de a fi pe funcții și e bine să discutăm tot deschis ceea ce se întâmplă în cadrul asociației. Firme câștigătoare, îi doresc mult succes în activitate și să-și facă treaba în termen și cu cerințele necesare pentru a intra la finanțare. Primarul din comuna Tătăruș, Costel Iosub, a precizat că această oportunitate de atragere a fondurilor europene nu trebuie ratată și că își dorește ca toți cei implicați să își unească forțele pentru un proiect care să fie declarat eligibil și să primească finanțare. Împreună cu cei care suntem aici, cu cel care, consultantul care am spus că trebuie să fie unul din pionii principali în aceste demersuri, vom face ca acest proiect să îndeplinească condițiile de eligibilitate și de finanțare. Exercițiul financiar, cum a spus și dumneavoastră, cunoaștem. Da, unul se încheie, iar altul se va deschide. Se va deschide cu 1 miliard de euro pentru gazul natural, nu numai în satul românesc, în România. Problema este cine va depune aceste proiecte și cât de bune vor fi aceste proiecte. Știm, va fi un concurs de proiecte. Noi trebuie să ne mișcăm cât mai repede. Menționăm că cele 5 comune sunt unite printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară înființată în urmă cu 2 ani. Până în prezent au fost realizate studiile geo și de teren. Primăria municipiului Pașcani a pierdut 2 din cele 5 procese cu actualul edil Marius Pintilie. Rezultatul era previzibil, în contextul în care poliția locală a greșit intenționat în aplicarea unor amenzi pentru ocuparea abuzivă a domeniului public și pentru refuzul prezentării unor documente solicitate. Acțiunile au fost deschise la judecătoria Pașcani încă de anul trecut. Noul primar, pe atunci consilier local, a contestat sancțiunile primite, deși una dintre societățile
firmele la care este acționar deține fără contract și fără să plătească mai multe suprafețe de teren ale municipalității după extinderea magazinelor. Faptele au fost consemnate în două rapoarte de control, ultimul din anul 2019, iar polițiștii locali l-au sancționat pe administrator, nu societatea în cauză. Instanța a admis în două din cele cinci dosare cererile înaintate de Marius Pintilie și a dispus anularea amenzilor de 500 de lei fiecare. Totodată, primăria Pașcani a fost obligată, la cererea reclamantului, să achite cheltuielile de judecată, câte 820 de lei, dacă hotărârile vor rămâne definitive. Edilul pășcănean a refuzat să spună dacă administrația locală va face apel pentru continuarea procesului, în contextul în care juriștii fac parte din aparatul de specialitate al primarului. Aș vrea să știu care vor fi acțiunile primăriei Pașcani de acum încolo, adică dacă primăria va ataca hotărârile judecătorești. Vă rog să răspundeți. Păi, nu știu, cei de la compartimentul juridic, dacă este cazul, au libertate să o facă. Așa? Doi, primăria se apără cu juriștii din subordinea dumneavoastră? Sunt în subordinea secretarului. Secretarul se ocupă de legalitate. Cum comentați chestiunea asta? Nu comentez o sentință judecătorească. De asemenea, Marius Pintilie a spus că nu poate comenta această situație și dacă poliția locală a acționat greșit sau nu, pe motiv că ar fi în conflict de interese. Dar cum comentați activitatea șefului poliției locale? Pentru că se dovedește că a dat dovadă de incompetență în situația asta. Pentru că primăria este pusă la plată. 820 de lei, cheltuieli de judecată și așa mai departe. Și altă dată când primăria a pierdut procese cu mine și trebuie să plătească 10 sau 15.000 de lei, cum este a fost? Este fix la fel, dar este mă întreb în situația asta, pentru că sunteți implicat. Sunt implicat în ce sens? În sensul în care l-am discutat. Păi, nu vă dați seama că orice aș comenta eu acum este subiectiv, atât timp cât procesul este cu mine? Aș vrea să știu ce faceți. În calitate de primar, asta mă interesează. În ce măsură apărați? Deci, în calitate de primar, v-am răspuns, cei de la compartimentul juridic au libertatea să facă ce cred că este în interesul comunității noastre. Menționăm că situația terenurilor din domeniul public ocupate abuziv de magazinele primarului a rămas nerezolvată de ani de zile. Până acum, noul primar nu a luat nicio măsură pentru eliberarea lor și recuperarea prejudiciilor, pe motiv că sunt procese în derulare. Ce măsură ați luat pentru rezolvarea problemei cu societatea Lorimer, care la fel deține suprafețe de teren din domeniul public fără contract? Suntem pe litigi, domnul Cojucar. M-ați întrebat 4 ani de zile și toată campania electorală aceeași întrebări. Acum sunteți primar. Și acum v-am spus că suntem pe litigiu acolo. Suntem în instanță. Eu aștept instanța să spună punctul de vedere. Caseria Apa Vital din orașul Târgu Frumos, strada 22 decembrie 1989, numărul 66, este închisă până pe data de 2 decembrie, anunță reprezentanții societății. Târgoveții trebuie să știe că au alternative de plata facturilor la banca Raiffeisen sau la unitățile unde se pot efectua plăți PayPoint, PayZone, Westaco, SelfPay sau Mobile Distribution. De asemenea, se pot efectua plăți online prin portalul apavital.ro, prin internet banking sau în numerar, la sediile altor instituții bancare. În situația în care plata facturii pentru serviciile de apă și canalizare se face prin virament bancar, data plății este aceea la care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plății, anunța Apa Vital într-un comunicat de presă. După perioada mai sus menționată, caseria din Târgu Frumos își va reîncepe activitatea după programul normal de funcționare, de luni până vineri, între orele 8-16. Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul apavital.ro la secțiunea pentru clienți, alte modalități de plată sau puteți suna la numărul de telefon 0232 969.
Sportivii din cadrul clubului Long Ho din municipiul Pașcani se vor antrena pentru următoarea perioadă într-o sală din cadrul primăriei orașului. Decizia a fost luată de primarul Marius Pintilie la solicitarea președintelui clubului Adrian Zămosteanu. La campionatul național de copii, pregătirea a fost realizată în perioada mai caldă, în aer liber, iar o parte a fost făcută separat cu fiecare copil la cabinetul lui. O parte însă a fost desfășurată la hotelul central și tot acolo a fost făcută și transmisia online. Referitor la problema ridicată de dumneavoastră, vă arăt următoarele. La campionatul național de copii 4-12 ani, în mare parte, pregătirea am realizat-o în perioada mai caldă la stadion, în aer liber. O parte din antrenamente înainte de competiții le-am desfășurat separat cu fiecare copil aici la mine la cabinet, pentru că proba tehnică permitea realizarea acestui obiectiv. O parte din antrenamente pre-competiție le-am desfășurat la hotelul central, într-una din săli care ne-a fost pusă la dispoziție. Și tot acolo a fost făcută și transmisia TV. Această competiție a fost organizată online. Având în vedere că la campionatul național sunt mai mulți sportivi și implicit au nevoie de un spațiu mai mare, s-a găsit o soluție provizorie ca antrenamentele să aibă loc într-o încăpere încălzită din primărie. Având în vedere că în faza următoare campionatul național de seniori și juniori peste 13 ani, avem mai mulți sportivi care trebuie să ne prezentăm. Deși ei sunt pregătiți acceptabil, pentru a corecta anumite execuții, pentru a finisa anumite procedee, aveam nevoie de un spațiu corespunzător care să poate fi folosit și pentru transmisia din timpul competiției. În acest motiv am apelat la sprijinul autorității locale, care ne-a pus la dispoziție o sală foarte bună, mai cu seamă că are și o încălzire. Nu avem nevoie de spațiu foarte, foarte mare, dar ca să ne putem pregăti aici, la mine, efectiv, nu era corect și nici pe stadion în aer liber nu se poate. Menționăm că la campionatul național de copii de la clubul Long Ho Pașcani, 4 sportivi au reușit să se claseze pe locul 1, 4 pe locul 2, iar unul pe locul 3. În următoarea perioadă va avea loc o nouă competiție online. Este vorba despre campionatul național de Kwankido pentru juniori și seniori, probe individuale. Consiliul școlar al elevilor de la Liceul Teoretic Miron Costin din municipiul Pașcani și-au propus să îi ajute pe viitorii studenți să își aleagă calea după terminarea liceului cât mai bine. Într-o serie de conferințe pe o platformă online, elevii vor cunoaște ce înseamnă studenția în diferite universități din țară, chiar de la tineri care le urmează cursurile. Proiectul cu titlul Invitație la studenție se desfășoară în perioada 20-29 noiembrie și se adresează tuturor elevilor, indiferent de școala de la care provin. Am onoarea de a vă prezenta primul proiect organizat în acest an școlar de membrii Consiliului Școlar al Elevilor, proiect pentru care s-a depus un efort deosebit și care are în spate un amalgam de emoții, și anume invitația la studenție. În primul rând, proiectul a luat naștere în urma aflării rezultatului că doar 64% din studenții care au început facultatea au și terminat-o, iar noi, ca și Consiliul Școlar, încercăm pe cât posibil să evităm abandonul școlar și, în acest caz, abandonul universitar. Vom vorbi cu și despre studenți, despre factorii care le-au influențat deciziile în alegerea facultăților, despre modul lor de acomodare în cercurile noi și despre interacțiunea lor cu profesorii și ceilalți studenți.
Începând de vineri, vor fi primele întâlniri online, iar pe parcursul proiectului vor fi prezenți studenți din cadrul Academiei de Poliție din București, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa și Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, toate din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj și tineri pompieri. Restrâns într-o singură frază, aceștia vor oferi răspunsuri în ceea ce privește studenția. În plan organizatoric nu există modificări majore, doar aceea că ne vom întâlni pe platforma Google Meet, nu pe Zoom, așa cum plănuisem inițial. Programul rămâne același, iar absolut toți elevii sunt bineveniți, indiferent de școala de la care provin. Începând de vineri 20 noiembrie 2020, dăm start evenimentului nostru, iar primii invitați cine vor împărtăși experiențele lor vor fi Gabriel Chipară și Alin Cioclu, reprezentanții școlii de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu, Boldești. Cei care vor să participe trebuie să completeze un formular disponibil pe pagina de Facebook a organizatorului. APA Vital vine din nou în sprijinul comunităților locale și pune la dispoziție asociațiilor de locatari sau de proprietari din județul Iași o cantitate de aproximativ 5 tone de hipoclorit de sodiu în concentrație de 5% pentru dezinfectarea pardoselilor, respectiv a intrărilor și a holurilor din scările de bloc. APA Vital vine din nou în sprijinul comunităților locale și pune la dispoziție asociațiilor de locatari sau proprietari din județul Iași o cantitate de aproximativ 5 tone de hipoclorit de sodiu într-o concentrație de 5% pentru dezinfectarea pardoselilor, a intrărilor și a holurilor din scările de bloc. Substanța va fi disponibilă în bidoane de 5 litri și va fi distribuită la cerere o singură dată în limita stocului menționat, începând de mâine, joi 19 noiembrie. Transportul către asociațiile de proprietari va fi asigurat de către APA Vital. Pentru a intra în posesia acestei substanțe, reprezentanții legale ai asociațiilor trebuie să sune la centrul nostru de contact, la numărul 0232969, să comunice informații privind numărul imobililor administrate, să lase un număr de telefon de contact. După preluarea acestor cereri și centralizarea lor, îi vom contacta pe solicitanți pentru a le comunica data și ora când vor putea să intre în posesia recipientelor cu această substanță. Hipocloritul de sodiu este o substanță pe bază de clor și sodiu utilizată ca agent în procesul de tratare a apei potabile și industriale. Concentrația în care este livrată substanța nu implică luarea unor măsuri speciale de protecție, însă recomandăm evitarea contactului cu ochii sau ingerarea acesteia. Pășcănenii, dar și cetățenii din preajma municipiului care sunt nevoiți să-și facă acte noi de identitate, trebuie să știe că se pot programa telefonic pentru depunerea dosarului la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Pașcani. Reprezentanții instituției au anunțat această măsură luată pentru evitarea aglomerației în contextul actual al pandemiei. Programările se pot face la numărul de telefon 0332 402 989, interior 213. Rămâne valabilă și programarea prin prezența personală la sediul instituției. Informații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon menționat sau prin e-mail pe adresa evp@primariapascani.ro. Protejezi viața celor dragi și a tuturor celor din jur doar dacă respecti regulile. Poartă masca și fă-o corect. Păstrează distanța fizică și evita aglomerațiile. Spală-te și dezinfectează-te des pe mâini. Încurajează-i și pe cei pe care îi întâlnești să-ți respecte dreptul la viață. Virusul ucide. Fii precaut. Salvează vieți înainte de a fi prea târziu. Campanie de informare susținută de Guvernul României.
Vineri, în vestul, nordul și centrul țării, vremea se va răci. Cerul va avea înnorări tot mai accentuate și temporar se vor semnala precipitații. La început, sub formă de ploaie, iar spre seară și noaptea și la poviță sau ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros și doar pe arii restrânse vor fi ploi slabe și izolat la deal, posibil la poviță noaptea. La munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă și local în regiunile estice și vestice. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade. Vineri, în județul Iași, se anunță ploi și temperaturi mai scăzute. Valorile din termometre vor scădea până la 6 grade ziua, iar noaptea va fi cel mult 1 grad. În weekend se anunță aceeași vreme, însă noaptea sunt așteptate valori negative de până la minus 3 grade. Ne-am izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Spală-te des pe mâini și nu îți atinge fața cu mâinile neigienizate. Evită îmbrățișările și strângerile de mână. Folosește plata cu cardul. Evită contactul cu suprafețele comune. Dacă le atingi, nu uita să te dezinfectezi. Și procedează la fel cu ecranul telefonului. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Nu lăsa să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României.